Bună de dimineața, dragii mei! S-a făcut din nou de marți. E o zi de marți, 26 mai 2015. Frumos de dimineață, ceva soare, ceva supărare, așa alternează soarele și supărarea de dimineață. Temperatura pe undeva pe la 17 grade, cel puțin asta arătau termometrele. Se pare că astăzi maxima nu va depăși 24, poate 25 de grade. Există în continuare atenționarea care se extinde și că în partea asta de nord, așa, a Moldovei. Sunt vizate, e vizat, bineînțeles, și județul Suceava. Există șanse de precipitații și nu numai, vor putea fi pe aici, pe acolo, cine știe unde aici și unde acolo, precipitații, averse, fulgere, vânt, chiar cel puțin asta spun cei de la meteo, o atenționare care merge pe undeva până spre seară. Vom vedea dacă va fi așa sau nu. Minima, bineînțeles, și ea în jur de 13-14 grade. Spuneam, o zi un pic mai răcoroasă, comparativ cel puțin cu cea de ieri. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt extrem de îngrijorat. De ce? Nu știu dacă... Nu am niciun fel de informație de la prietenii noștri din Rădăuți care au plecat spre București. Știu că... Dacă sunt pregătiți pentru vremea rea? Nu, nu, nu. Cum au ajuns, cum a fost drumul, dacă totul este ok. În prima fază au plecat la gară să plece cu trenul. Așa au aflat și funcționarii de la Rădăuți că nu mai este tren. Apoi... au urcat într-un autobuz și-au dat seama că nu mai merge autobuzul? Nu, și-au aflat că sunt gropi în Rădăuți. Aha. Câte informații noi dintr-o dată pentru niște... Bă, nu se poate. Ăsta e Rădăuți nostru? Da. Și acum nu știm că dumneavoastră, chiar acum spuneați despre atenționări de vreme rea și așa mai departe, oare au ajuns oamenii aia cu bine o acolo? Au fi luat umbrelele cu ei. Au fi luat ce aveau nevoie cu ei. La mine îngrijorarea nu este mare pentru ei, că pleacă o echipă acolo de profi care vor face zon. Dar să știți că se vor întoarce. Pe mine mă îngrijorează ce va face Nicolicea. Vă dați seama? Sărac, ce va face Eugen Nicolicea? Dar când va da piept cu Gabriel? În momentul în care va ajunge la... Dar mai este până la domnul Nicolicea, mai este treabă. Că apoi au ajuns în Suceava, s-au oprit la aeroport să plece cu avionul. Pauză, frate, și avionul. Când au văzut fotografii așa de frumoase, au zis că de aici e plecarea. Păi nu, dar fotografiile sunt absolut relevante. Absolut relevante. Și vă dați seama, dacă plecau cu avionul și dacă nu se opreau la București, dacă ajungeau în China și trimiteau aia cu oficialii lor în vizite cu tot, pe la... Cu tot, deci pentru că putea să fie buimăceală așa de dimineață, aeroportul da. Fiind foarte, foarte plin, la ora asta, adică cară și duce da. Și ba, vezi Airbus, ba, de cai, ba, urcă, ferește, ba, dacă coboare, ajungeau în China... Trei, habar n-aveau, da, putea să ajungă niște ați lume. Văzut că în China, mai nou, au un program de acomodare a funcționarilor cu pușcăriile, în sensul că îi duce în vizită pe la pușcărie și ține câte o zi acolo să vadă cum e pe ei și pe soții, la ei pe funcționari și pe consoarte, ca să aibă subiecte de discuție în casă, în caz de corupție. La noi nu se poate implementa acest program. Așa de ce, nu? Da, pentru că, încă, nu mai pleacă de acolo. Nu, că aeroportul încă nu e funcțional, că i-a fi trimis pe dacă ajung să meargă în vizită, există riscul să nu se mai întoarcă acasă, așa. Știi? Adică rămâne în vizită și tot rămâne. Și așa cred că eu sper să fie ajuns delegația la Rădăuți, de la Rădăuți la Suceava, și la Suceava la București, unde să se întâlnească cu domnul Nicolicea, unde să rezolve problemele municipiului. Cum spuneam, pentru că toată nădejdea e în ei. Am îngrijorare foarte mare ce va păți Nicolicea. E pe principiu, știi care, știi, el e un bancă, ci că băi, zice, ai auzit, bă, ce? Zice, a fugit nevastă mea cu Georgică, știi? Bă, săracul, vai de capul lui ce o să pățească, știi? Cam așa și Nicolicea, vai de capul lui. Deci acum o să fie a tirului, asaltului de întrebări, deci în urma acestui desant, că asta e concluzia care trebuie trasă. Degeaba politicienii demnitare s-au ocupat. Păi marți a plecat desantul, adică astăzi, și mâine apare hotărârea de guvern. Sigur. Acum eu mai am o răspunsul la presiunea cui? Da, sigur. Gabriel care? Aici nu înțeleg ce mai caută ceilalți directori de servicii din primărie la București. Bodyguards. În condițiile în care domnul Gabriel Fluture sau Flutur, nu mai știu exact cum se numește. O fi, ceva pe aici. Că ar fi, culmea să spun cum îl cheamă, că se interpretează că domnul este mai sensibil da. În ultima perioadă. E sensibil, da? Da. E supărat, nu?
așa e un pic mai surescitat datorită importanței funcției pe care o are. Sigur că nu e pe De unde să știm noi cum trebuie să se comportă un om cu atâta presiune, cu atâta răspundere ca dumneavoastră lui? Nu, deci, pe noi nu avem, asta e. Și totuși eu apreciez și că și ceilalți directori au plecat ca să-l ajute, probabil să-i care bagajele, nu? Să asigure integritatea și revenirea în patria mamă, în Republica Autonomă Rădăuz. De ce? De ce? Pentru că ferească Dumnezeu ăia de la București ar putea să mă plească acolo? Aia-i. Și ce te faci, frate? Ce te faci? Dar nu cred că la instituția aia. Decât un semn de întrebare foarte... Uite, pe baza acestor semne de întrebare, o știre din un ziar de astăzi, bă, de noroc de astea de socializare, de tip FB, și nu-i foarte bine, vine știrea știrilor. Bă, spusă cu nonșalanță, cu entuziasm patriotic. Victor Ponta, că nu putea să fie altcineva, premierul în exercițiu, povestește despre cei 3 ani de guvernare social-democrată. Și zice, citez, adică uit pe ziar, s-au creat 231.000 de locuri noi de muncă, cu precizarea, decât stabile, nu parțiale. Mă, noi cu Victor Ponta trăim în aceeași țară? Nu, e o întrebare, eu întreb. Și cu băieții ăștia de la statistică, care se ocupă de cifre de adunat și de contabilizat. Pentru că informațiile astea vin de la Institutul Național de Statistică, unde tocmai, vă aduceți aminte, că a fost schimbat acolo șeful, pentru că nu dădea bine cu raportările și cu cifrele și cu alea și cu referendumul și așa mai departe, da? Vedeți, deci, acum dă bine. Acum bine, acum cifrele sunt extraordinare. Creșterea economică, pe care da tot statistica, aia de 4 și nu știu cât la sută, e de cât fabuloasă. Întrebarea este unde? Că dacă îi întrebi, par exemplu, că acolo vedem, știi? Dacă te uiți la capitolul comercianți, o să spun și se vede cu ochiul liber, toți comercianții spun că au o problemă. Că nu se vinde, că nu merge, că nu fac business. Ok, dacă mergi la capitolul ce mai faci, ce să fac, bă, șomer? Dar de ce, mă? Bă, s-a dus, ce să mă, s-a dus dracu, nu mai e, merge. Bă, dar unde lucrai? La nu știu care. Și nu mai, a dat faliment. Bă, dar tot așa. Și totuși, bă, deci aia este. Noi suntem ignoranți, habar n-avem. Deci asta e știrea știrilor. Noi în general vorbim populația așa, nu noi aici neapărat, da? Noi în general suntem ignoranți, adică și chiar suntem. Da, sunt și chiar botaniști, ar spune. Măcar bine că recunoașteți, pentru că oamenii ăștia încearcă de atâta timp să vă explice că vă merge bine și noi să nu înțelegeți. Mie? Da. A mie popor român. Cum nu merge bine? Vă merge foarte bine. Merge foarte bine, da, adică nu, extraordinar, fabulos. Loc de muncă stabil aveți? N-am. Da, de ce? Era o întrebare cu răspuns direct, nu? Întrebarea a fost direct, răspunsul la fel de direct. Și nu e vorba de instabilitate. Cu șomerii, nu mai discut. Sau nu șomeri, nici șomer, nu. Deci cam în zona aia. Deci ăștia nu sunt contabilizați. Român, nu? Suntem, da, sunt cetățean român și nu sunt cetățean european eu. Așa. Ca să ne înțelegem, da? Eu sunt cetățean european și am drepturi. Am dreptul să tac din gură, am dreptul să nu clămpănesc că mă pun rău comenduirea, am dreptul o grămadă, adică foarte multe drepturi. Am dreptul să n-am loc de muncă, am dreptul să, nu? Să stau într-o țară cu creștere economică fabuloasă doar pe hârtie, că în rest nu se vede, am drepturi câte vorbind prinde. Vorbind de comenduire, știind că peste puțin timp vom putea vedea pe unii de-ai noștri ca brazii, oare dacă ar fi fost o situație asemănătoare la Suceava, cine ar fi plecat din primăria Suceava în delegație la București? Mi-e greu să... Dar nu, acolo pleacă la București, pleacă numai șeful. Numai patronul 19. Sub un altul patronaj al primarului, așa se pleacă, nu merg la București cum vrea. Cu delegația, nu? Nu cu delegație, nu? Nu, deci asta nu. Nici un fel de delegație. Merge omul, știu unde se meargă, merge, rezolvă și cu asta basta. Trebuie face precizarea că la ora 8 trecute fix avem comandament. De unde? Comandament de la Palatul de Areni, de acolo, din sala de cleștar. Bineînțeles, vom transmite în direct, sigur că da, comandamentul zilei de astăzi. Veți vedea edilul nostru supărat. Supărat. E sala tronului asta? Da, scuzați, sala tronului. Da, deci acolo vin, da, nu, vine să adun, nu boierii, boierul, ca să ne înțelegem.
boierul și vin și ceilalți supărați și cu carnețelele și pixurile pregătite ca să-și ia ceva notițe. Va fi supărare mare pentru că universității, băi, fabuloasă, merge extraordinar. Dar știți care e vestea cu universității? Deci astăzi am aflat-o din presă. O dădeam pe goarnă săptămâna trecută, discutam, sau acum două săptămâni, de când se va termina, în trei săptămâni. Băi, parcă în ultima perioadă, parcă sunt mama umidă, mă. Bă, deci da dau cu prezicerile, bă, frate. Da mai opriți-vă. Bă, deci să mă mai opresc. Nu, să, totuși să trag frână de mână, știi? Păi, de ce vorbești? Spuneam când se va termina. Deci fii atent. Bă, da, vă dau o veste mare, dragii mei și ce vine. Vă dau o veste înainte de a da-o primarul. O dăm de aici, din presă am luat-o. Scrie decât că ce? Că pe data de 30, trecute fix, adică sâmbătă. Mai, adică sâmbătă, adică înainte de Rusalii, adică înainte de cumpere alea, cumpere și așa mai departe, strada universității va fi ce? Închisă total. Brava. Zice că data nu-i discutabilă. Deci acolo nu se mai discută. Și se face ce? Băi, ignoranți cum suntem, nu ne dăm seama de amploare. Mă înțelegi? Acolo se va turna asfalt pe aia 700 de metri sau cât are strada aia acolo pe lungime. Se va turna asfaltul de uzură. Se va îmbina, atenție la mine, perfect cu bulevardul George Enescu și cu, cum o fi chemând strada asta de bulevardul principal care transversează de sus de la Fălticeni și până în celălalt capăt de Suceava. Suceava, perfect, cum o fi el? Deci perfect, fără hopuri, fără alea, fără nimic. Capacele, gurile de canal se vor încadra perfect. Va veni asfaltul drept în buza, ca să zic așa, a parcărilor de alea cu iarbă, cu pavele. Poftiți? Ca să urcăm treptele când cu mașina în spate? Da. Să facem de alea, cum se cheamă alea? Ca off-road să facem, să mergem, da? Na, astea sunt răutăți de care eu mă dezic. Deci vor fi, băi, deci niște extraordinare vor fi. Da, dar pe 30, poftiți? Nu, dar e frumoasă pe universitate tot timpul. Deci eu mă duc pe universitate, am fost ieri pe universitate și am făcut slalom. Cu mașina ați mers... fost? Cu mașina. Ah. Cu mașina, deci așa. Barcă pe va... Bineînțeles, am trecut pe acolo și am trimis bezele, laude, știi? La... Și am început cu cine să încep? Încep cu șefii, bă, cu cei mai mari. Deci după vestea asta bună, extraordinară, cum că avem locuri de muncă, dar nu că avem locuri de muncă. Băi, deci avem locuri de muncă, mă, deci nu locuri de alea, mă. Avem locuri multe, mă, de muncă. Extraordinare. Nu e bine, spune Ponta, adică mergem înainte cu guvernarea social-democrată și facem lucruri extraordinare. Opoziția reprezentată de cei de la PNL și că depun pe 5 iunie, depun o mare moțiune de cenzură și speră ei ca ea și să se treacă. Acum, eu personal, dacă ar fi să mă întreb, ar spune, bă, ar fi o idee. Dar l-am auzit pe Gabriel, oprea omul care este la butoane, care a zis-o clar, bă, noi suntem mulțumiți de guvernarea social-democrată, noi însemnând eu sunt mulțumit, adică el, Gabi Oprea, și dacă e mulțumit el, treaba este sub control, adică nu s-a rezolvat nimic. Totuși, urmează alegerile. Și un sondaj l-am văzut foarte interesant, Florin, făcut de cei de la Inscop, care vorbește despre aleși, despre 2016 sau ce se va putea întâmpla în 2016 cu partidele politice, pentru că nemulțumirea asta am văzut-o e la nivel european. La nivel european, în general, oamenii, uite, cazul Greciei. Grecia n-a mers nici cu stânga, nici cu dreapta. A mers cu extremiștii. Doar pentru că și unii și ceilalți au mințit de-au rupt și și-au bătut joc de electorat. Noi într-o situație fericită, dar asta n-are relevanță. Oamenii au fost nemulțumiți. Am văzut cazul Spaniei, spre exemplu, o Spanie în care dreapta, reprezentată de Partidul Popular, de acolo usturător a început să o ia pe cocoașă. Nu că stânga ar sta foarte bine. Numai că stânga mai are niște aliași ceva, niște partidulețe mici apărute așa peste noapte, de astea pe care promulgate așa gen Iohannis, trei partide locale numite, cu trei membri, da? Tata, mama și ficiorul. Deci cam așa ceva. Se ajunge în situația asta, ajunge probabil și România, Românistanul. În Polonia la fel. Da. Deci președintele în exercițiu a luat-o pe cocoșă și a luat-o festă, adică a luat-o bine de tot. Aproape 5%, da. La un scor neașteptat chiar, mai ales că el venea după
o guvernare în Polonia relativ bună, în condițiile în care el, președintele Poloniei, este mai mult reprezentativ, nu neapărat are și puteri. Dar în România, un sondaj INSCOP, spuneam, spune un lucru foarte interesant. Peste 53% dintre români ar vota ca primarul independent la următoarele alegeri. Băi, deci asta e o altă chestie pe care eu, la un moment dat, am prezis-o, știi? Iar m-am omit, dar știi? Deci am zis, bă, deci independenții o să aibă foarte, foarte mare căutare. Punând pe zone, pentru că zona care îl interesează pe noi este Moldova sau, mă rog, Bucovina, rezultatele și aici, rezultatul este unul de-a dreptul pur și simplu. Cică, în proporție de 45,8%, adică 46% dintre bucovineni ar vota ca și primar un independent. Asta ar fi... Mai puțin față de celelalte zone. Mult mai puțin. Păi uite la Banat, Crișana, 60%. 60,8%, deci, în Transilvania 57% cu 4%. Dar noi ne putem compara, hai să fim serioși, ca și mentalitate. Adică e bine că atât, că mă așteptă să iei 20. Suntem conservator un pic, sugerează dumneavoastră. Ideea e că, practic, este destul de greu pentru un independent să, în alegeri, să reușească să organizeze atât de bine, logistic vorbesc, nu de altfel, astfel încât să poată acoperi toată area necesară într-o campanie electorală. Și până acum, partidele politice au avut un avantaj din acest punct de vedere, pentru că aveau structuri organizate care reușeau să mobilizeze activele de partid mult mai repede decât aveau capacitatea independenții. La Rădăuți am avut posibilitatea să urmăresc câțiva independenți, de altfel cu notoritate, în campaniile trecute, 96 în special, când atunci au apărut prima dată pe piață Mihai Frunză, spre exemplu, după Revoluție, cu Petra Fasolă, fost primar la Siret, un candidat extrem de puternic, Dumnezeu să-l ierte că a murit între timp, și un independent atunci, Sorin Trela, care avea o vizibilitate extraordinară în Rădăuți, care a reușit singur să ajungă pe locul 3 la distanță mică de cei doi, dar nu a reușit să facă față. Da, să facă față vorbim totuși de anul 96, sunt 96 ani de atunci. Da. Dar problemele au rămas aceleași pentru independenți, în sensul că întotdeauna structurile de partid, din punct de vedere logistic, vor avea capacitatea mai mare de a mobiliza și de a transmite mesaje. Foarte adevărat. Foarte adevărat, dar... Dar cu atât mai puternic poate fi un independent care reușește să treacă peste aceste obstacole organizându-se, dacă vreți, la nivel de business, să transforme marketing comercial în marketing politic și să găsească soluții în zona asta. Dar cel puțin referindu-mă la Rădăuți, unde știu foarte clar care sunt cei doi poli de putere, care se învârt în jurul unor organizații puternice, cu activ de partid, cu oameni care pot să mobilizeze alți oameni. E foarte adevărat, însă lucrurile în opinia mea personală sunt așa. Dar în același timp putem avea surpriza mâine să vină un candidat extrem de vizibil, cu o capacitate organizatorică peste medie, care va găsi metodele prin care să pună mai în mult, mișcare mai mult decât atât, populația. Mai mult decât atât, alegerile din 2016 o să mai au o noutate deja. A fost aprobat acel cod electoral și așa mai departe, care stipulează niște lucruri foarte clar. Ce poți cheltui, cât poți cheltui în campanie electorală și tot poți cheltui la fel. Adică dispar șoșonii. Da, deci în schimb avem un dezavantaj major pentru cei considerați new entry, în sensul că alegerile se vor finaliza după primul tur, iar cine are cel mai multe voturi câștigă. Nu mai oferim șansa alianțelor postul întâi. Aici ar fi fost un avantaj pentru, să spunem, un posibil avantaj pentru oricine. Pentru oricine, în turul 2. Dar pentru un candidat nou, fără susținere politică, este destul de greu să obții cele mai multe voturi din primul tur. Nu este imposibil, mai ales dacă tendințele pe care le-am observat și noi astăzi, observate în sondaj, se vor menține sau vor evolua, atunci da, putem lua în calcul orice fel de variantă. În schimb, nu cred că vom duce lipsă de candidați independenți. Cu siguranță. De fiecare dată la alegerile locale, cel puțin ne-a oferit o panoplie. Mi-aduc aminte că măsurătorile făcute în zona partidelor politice în special, și mi-aduc aminte de perioada 2012,
că e una de dată recent, așa, au fost oarecum, oarecum, atunci când vorbim de așa, au fost oarecum pe aproape, să spunem așa, cu ce anume, cu ce rezultate dădeau, ca și posibile rezultate în 2012. În Rădăuți am mai avut exemple de candidați independenți pentru Consiliul Local, nu am mai avut la primar, am avut la Consiliul Local candidați care au reușit la un moment dat să obțină foarte, foarte multe voturi în sensul că s-au apropiat de pragul electoral. Nu au prins. Dar s-au apropiat acolo, au reușit să prindă un 3,5% din pentru o singură persoană este foarte mult. Mi-aduc aminte, apropo de candidat independent, am să fac un exemplu, am să dau un exemplu, de la București venit, nu știu cum îl cheamă, cred că Nicușor Pădura, nu știu să dau numele, nu mi-aduc aminte, dar unui consilier general, care în 2012, pe o platformă personală, să spunem așa, a ajuns consilier în Consiliul General al Municipiului București, și asta înseamnă foarte multe voturi. Foarte multe voturi. A ajuns cu, spuneam, cu, cu fără niciun fel de problemă. Da. Chiar fără niciun fel dar, de problemă. Dar să facem un exercițiu de imaginație, oprindu-ne la Suceava, spre exemplu, un posibil candidat independent, care să spunem că ar proveni dintr-o funcție cu vizibilitate, funcție importantă, s-ar putea să facă surprize. Tocmai. Tocmai. Adică orice este posibil. Asta spuneam că... În acest punct de vedere, s-ar putea ca tocmai faptul că nu este conectat la imaginea posibil negativă a unei formațiuni politice, s-ar putea să-i creeze un avantaj. De altfel, mă refer la Rădăuți, știu mai bine situația de acolo pe care o urmăresc de vreo 20 de ani. La un moment dat, primarul cu multe mandate, Mihai Frunze de Rădăuți, știu când simțise pulsul în Rădăuți că deja partidul pe care îl reprezenta nu mai avea aceeași vizibilitate, nu-i mai putea aduce același avantaj, inclusiv el spune atunci, sub nici, păi candidat independent, nu vreau să mai fiu văzut aproape de cei care fac asemenea și asemenea și asemenea. Încerca să scoată. Un politician, de altfel, cu mare experiență, bun, nu a ajuns până în această situație. Dar spun că se sesizează, cei din funcție se sesizează la un moment dat nemulțumirile populației, nemulțumirile celor de acolo. Corect. Și pot să le speculez din acest punct de vedere. În schimb, partidele, având mecanisme mai greoaie, e adevărat. S-ar putea ca din acest punct de vedere să aibă un dezavantaj. În schimb, avantajul mare pe care îl au este cel care ține de logistică. Au posibilitatea de a transmite, de a mobiliza activul de partid foarte repede și de a transmite mesaje la publicul țintă. Mesajul partidelor pot fi nu știu, să ia în considerare sau nu acest sondaj făcut de cei de la INSCOP. Cert este că lucrurile într-un fel sau altul se încearcă o rearanjare, dacă e bun spus, a spațiului public, a spațiului politic în special. Da, ne vom putea trezi la un moment dat probabil cu candidați independenți susținuți de partide. E posibil și așa. Orice e posibil. Orice e posibil. Variante care de altfel sunt variante și s-a propus și la alegerile trecute. Da? Sorin Oprescu, dacă nu mă înșel, era la un moment dat varianta, da? Dar Sorin Oprescu cred că chiar independent a ajuns. Dar de asta spuneam că și vorbim de vorbim tot așa acolo de aparate de partid foarte puternice. Vorbim de... Nu știu cât de puternice sunt la nivel de microorganizații. Nu. Deci pentru că București este doar gazda liderilor. Gazda conducătorilor de partide. Nu știu dacă la nivel de organizații locale, la organizații de cartier, organizații, la Rădăuți, spre exemplu, la un moment dat s-a ajunsese până la organizații de grup, de blocuri. Scară de bloc. Și nu la un singur partid, la două, trei partide care funcționau acolo. În București nu știu dacă s-a ajuns până acolo. Cu siguranță că dacă îi vine de sus o chestie, cel puțin scriptic, ea se rezolvă la modul ăsta. Ideea este că celelalte partide, uite un pic ce rezultat a avut USL-ul, spre exemplu, la primarii de sector. Iarăși, care spune foarte, foarte mult la nivel de organizare. De asta spun că depinde de la caz la caz, de independent, de ce va face, de ce va spune, de vizibilitate. Lucrurile sunt discutabile în zona asta. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar ne apropiem ușor, ușor de alegerile locale și deja temele sunt din ce în ce mai interesante. Clar, eu îmi doresc totuși ca domnul Flutur, haideți domnul Nicolicea, rezolvați-l într-un fel și pe domnul Flutur să vină și el acasă mulțumit. Haideți domnul Nicolicea, păstrați-l pe domnul Flutur. Asta e, cred că, mesajul. Deci, mai degrabă, nu? Deci păstrați-l pe Gabriel.
Gabriel, că așa se numește, ca să nu facem, să nu încurcăm, pentru că n-are absolut niciun fel de relevanță. O să discutăm un pic și la revista presei, pentru că o să avem și presa de discutat de astăzi, bineînțeles după comandament, despre ce s-a mai întâmplat, o să vedeți despre aeroport. Bă, fabulos! Cum spuneam eu pe vremuri, și, deci Heathrow, decât din Inglaterra, sau Frankfurt pe Main, din Alemania, bă, sau oricare altul ați vrea voi, adică care Dallas, ce știu eu, Haban, bă, aeroporturi pe care le știți au rămas, din păcate, încă nu, dar vor rămâne în umbră, pentru că pe 1 august, nu știm anul foarte clar, dar pe 1 august aeroportul va fi decât funcțional. Deci aeroportul este o nebunie, e o nebunie adoptată, se pare un plagiat aici. Nu sunt palmieri, am crezut că sunt palmieri, că mă întrebam de unde îi aduce. Nu sunt palmieri, nu. Sigur? Nu, specie, nu. Dar o să arătăm pozele. Noi o să arătăm pozele și o să vedem dacă sunt palmieri sau nu. Dar asta ce este? Salcâm japonez. Hai să nu ne, da. Capul roșu, michelat, nu? Da, deci e un fel de bonsai, așa, dar un pic mai mare. Deci spuneam că o să vedeți și poftiți? Aeroportul, cum era. Așa, e un pic de nu, e mai bonsai, dar un pic mai mare. Da. Deci el e un pic mai mare decât Bihârtie acolo. Am înțeles. O să vedeți și imagini sugestive, de altfel și reprezentative. Am avut imagini, vă aduceți aminte, despre Sucevean Bucovina Arena, sau cum se spune, Arena Suceveană. Fotbalul sucevean revoluționat până atunci, evident, și cu tot cu dotări la nivel de logistică și la nivel de teren. Nottingham Forest, să spun așa, de Suceava, nu va fi, va fi pădurarii suceveni, să zicem așa, sau cum să le spunem noi, da? Feșterii suceveni, ca să folosim o expresie din Bucovină, feșter Suceava, va ajunge, bineînțeles, și se va bate pentru titluri europene, nu știm când încă, dar cu siguranță se va întâmpla. Până atunci doar trebuie să vă spun că Rapid, că așa se cheamă echipa pe care Suceava o are, Rapid, în divizia în care e, aproape mi se pare că de divizia județeană, ușor, aici. Ușor, o ia pe cocoașă de oricâte ori are ocazia. Ați greșit, deci, Rapid nu este echipa pe care o are Suceava, este echipa pe care o finanțează Suceava. Pe care o finanțează Suceava. A, nu, au Suceveni echipa asta? Nu. Dar noi. Deci vreau să vă dau vestea bună, în 2016 lucrurile astea se rezolvă. Aici, în campanie electorală, vine campanie electorală, se rezolvă, nu? În campanie electorală o să avem și stadion, o să avem și domnul, o să avem tot. Adică da, dar mira, un pic de răbdare. Eu m-aș mira ca în campania electorală să discute acest subiect, pentru că este deja atrage atenția faptul că o activitate sportivă care nu merge. Nu ați observat că Rapid Suceava pierde foarte multe. Nu, la Suceava nu merge. La Suceava pentru nu că merge, trage un semnal de alarmă, înseamnă uite la Botoșani. Și în condițiile care astea, e aproape, da? În condițiile în care inclusiv consilierii locali atrag atenția că această echipă nu poate aduce un beneficiu de imagine pentru că este în mijlocul unor scandaluri care nu pot atrage sub nicio formă o imagine pozitivă asupra unei localități care ar finanța această activitate. Este vorba de acuzațiile de blat aduse echipei, nu știu ce meciuri, de niște oameni care, bineînțeles, n-au nicio legătură, nu vor binele Sucevei. Dar în aceste condiții să insiști să finanțezi, să suprafinanțezi, dacă vreți, această activitate din bani publici, iar cu glumițele alea, cu mitingurile de protest ale suporterilor și așa mai departe, alea sunt de anii 96 despre care vorbeam, domnul primar. Am mai văzut și noi scenarii de genul ăsta. Da? Deci, că sunt la presiunea, este tot acasă, la ca să înțelegeți. Presiunea străzii, domnul primar a plătit. Da. La presiunea străzii. Da, sigur că da. Sigur cei că 6-7 amețiți. Suntem acolo. Peste tot acasă. Asta în orice caz, vreau să vă anunț că activitatea sportivă adevărată din Suceava va lua o pauză probabil de cel puțin un an. Depinde de Universitatea Suceava ce se va întâmpla. Nimic. Echipa de handbal, deja, din punctul meu de vedere, nu cred că mai are șanse ca să rămână în prima ligă. Motivele sunt clar cele de subfinanțare. Pentru că copiii de acolo au făcut absolut tot ce puteau face ca să rămână în prima ligă și au bătut joc de ei absolut toți cei care au prins, cu arbitri, cu șoferi, cu până și ambulanța. Toată lumea. A zis, da? Băi, unde puteți să ne batem joc? Acolo, bagă mare, acolo. Știi? La Suceava. Din toate punctele de vedere, dar cred că întotdeauna tot rău e spre bine, în sensul că dacă echipa universității din Suceava va scăpa. Eu sunt de părere că problema cea mai mare a Universității Suceava este tocmai primăria Suceava. Alianța aceasta financiară făcută cu primăria Suceava, probabil dacă cei de la universitate își vor da seama că de fapt sunt singurii care pot finanța această activitate și își vor face un proiect viabil pe următorii ani,
fără să mai ia în calcul tot felul de glumițe. Trebuie să vă întreb, domnul Codruș, doar pentru simplu fapt că trebuie să vreau să arăt imagini cu proaspeta echipă, proaspetele echipe care se vor duela acum, deci în câteva minute. Aici este de-a dreapta, sau mă rog, de-a stânga tatălui, oricum, ca să spun așa. Probabil la Chioșcul Primăriei s-a adus gumă de mestecat din nou. Dar da, și-au pregătit, vedeți, au, deci toată lumea are carnețel, toată lumea are caietel, toată lumea are, evident, și ochelari acolo unde trebuie, calculatoare, telefoane mobile, tehnologie, toată lumea e pregătită pentru întâlnirea cu cine? Cu primarul, frate, deci bine primar. De cealaltă parte a mesei, dacă am putea să dăm un pic, să mișcăm camera, o să vedeți la fel de multă îngrijorare. Acolo este, aici este partea decât, să spunem, care îl ajută, stă în apropierea primarului. De cealaltă parte este cine? De cealaltă parte este, bineînțeles, echipa care se ocupă de borfăirea orașului, de borfăirea municipiului, pardon, de modernizarea municipiului, asta e cuvântul. De vane și cămin. Vane și Cămine, nu? Da, deci Vane și Cămine. M-am întâlnit ieri cu Vane și Cămine, bă, frate. Deci a tăit-o, dacă spun, deci a tăiat-o așa, deci... Deci, pe principiu, știi? Du-te! Deci, acum vedem, deci se întâmplă, nu. Deci, hai că nu, că se întâmplă. Se întâmplă că nu se întâmplă. Se întâmplă extraordinar, nu că se întâmplă. A, și ca să-mi închid ideea, rog, să cu acolo, la un moment dat, probabil, Universitatea din Suceava va putea să-și facă singură un proiect astfel încât să nu mai depindă de primărie pentru a crește o echipă de handbal care să revină în Liga 1. Să sperăm. Doamne ajută. Dacă nu, asta este. Să sperăm, vedem și imaginile, cum spuneam, cu existanții. Vesel, nu. Deci toată lumea... S-au făcut plățile. S-au terminat lucrările. Nu, s-au făcut plățile. S-au făcut, dar oare? Păi da, altfel de unde? Văd deci și lume nouă, văd aici un proaspăt participant, mi se pare. Nu cred că l-am mai văzut pe cel ăsta micul de restituție. De la Victor Consultor. Și nici pe doamna, cred că n-am mai văzut, nu, dar asta e echipă, echipă de reductabilă, la... deci ei sunt de acolo, ei sunt cei care, băi, deci nu că, deci merg procentele, vreau să vă spun, că sunt de-a dreptul fabuloase, au dat peste cap orice pronosticuri, dacă mășuță roz, sunt nu, mai nu, mult nu, decât nu, în termen, sunt în termene, de garanție, cred încă, că nu știu dacă au ieșit din garanție. Vom vedea ce se va întâmpla, așteptăm să vină primarul, bineînțeles, domn Vanie, deci lucrăm la căminul de Vanie, lucrăm la căminul de cămin, știi? Lucrăm sub cămin, mai facem pe aici, pe acolo câte un petic, dar ce este deci, de bine este că acolo este profesionistul care știe. Deci domnul din mijloc. Sau are cămașă cu mânecă scurtă? Nu, nu, domnul din mijloc este sub un alt patronaj al domniei sale, da? Toate se întâmplă acolo, adică omul dă, spune, știe, domnul apropo Velanu, de știe și spune, avem, v-am avem. Spus de fiecare dată, eu mă bucur când îl văd pe domnul Velanu. Acum nu. Și repet, și de ce? Pentru că și noi am participat. A, deci trebuie neapărat predăm foarte repede legătura pentru că a început, a venit domnul primar, dragii mei, este totul foarte bine după. Pentru că e domnul Harșovski ca să este singur de data asta, deci să cer puțin până acum, legătura la Palatul Aren, acolo primarul transmite, primarul avea comandament de astăzi, marți, revenim. Scoli, Ștefan cel Mare. Domnul Sultan, iar m-am găsit de platul ăsta. Cine ați primit ăsta? Se vorba să vină și o dată, mă rog, așa. Azi la 9 jumătate. Azi la 9 jumătate, e bine, asta zice. Dar am văzut să-l dus fermele, acolo am început să... Când e treaba în gradul. Bine, ne-am să anglăm acolo sus. Am văzut, am fost la fața locului, am văzut. Partea de jos se zidește, merge în sub din vini. Panouri, pereți. Ne-am văzut. În construirii de azi, în mine, din panouri, pentru un acoperit. Deci până la sufletul meu mare, e fierul meu mare? Da. Da, mai să mă întâlnesc. Nu, montăm fierul. Montăm fierul? Da. Montăm fierul mai bine. Și am început și demolarea la fierul. Am văzut. Da, mă interesează partea la gândirea nouă, că aceea e demolată. Aia este demolat oricine. În curte la montată. Știu, dar aceea e demolat oricine. Mă interesează aia la gândirea nouă. Da, față de data trecută se cam mizea cumva în ritm în grafic. Probleme? Da, la complexul Liceu Sportiv? Păi, terenul de fotbal l-am terminat, l-am betonat. Asta v-am rămas și mă scrie acolo, mă scrie să-ți dăm urată. Domnul nu este. Nu dăm urată? Așa mi-a spus. Este pe care la Alba Iulia, are un turneu de câteva zile. Dar de-aia mi-a spus să dăm urată. Nu este astăzi. El a plecat de ieri, de la prânz. Duduț este? După ce? Domnul Dura, știi ceva de casa domnului Duduț este?
Sigur că este. Am pus... Da, da, deci chiar așa am vorbit să vă învățăm la ca să ne vedem și ne discutăm. Care să verificat cum este domnul director, care am este. Aia, nu am dat cum este domnul director, dar așa nu mă spus, că am trebuit, așa am verificat, sigur a rămas că nu am telefon, dar chiar m-aș pe asta. Voi da. Puneți, voi puneți. Da. Alte probleme. Da. Deci, în afară de clarificare, acolo la teren, alte probleme. Că să adică probleme un pic la termen, un pic, cantina. Cantina nu pot să, nu pot să finalizez la mai, că nu sunt mai de pe lună de zile, că este umiditate, deci nu putem da peste care. Asta a fost singura. Am putea crește. Dar eu sunt alații de semnalat de lucru, s-a arătat. Sunt făcute, sunt făcute la cantină, pereții de spărțitori. Termice. Termicile sunt făcute. Da, 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 sunt făcute. Bine, ca să aveam o discuție la cazare, că eu o să vedem și cum facem. Probleme de serii, dar mai aveți altele? Bani și trebuie să fie, da? Bani, bani. Bani, 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 da. Primăria a făcut datorie. Dar trebuie să apară, dar așa e de mântura. În momentul moment. Da, la străzi. Grafic pentru poate. Da. 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 Nu e mirat, dar am avut discuții săptămâna trecută de pe el. Cu domnul... Da, e și sănătos, să vezi la capăt. Deci, la unul e zic. Că fie scurt orice, e prea frumos să fie așa. În urmă de fie de șumă iubi. Total, dacă închidem. Închidem, na, față e situația. Hai, mă, în frumă. Da, asta e zic, că am avut de zile, dar măcar știm că am avut o gare cu trebuie. Da, la stres. Deci, închinați să reabilitați acolo pe Măcuza la vodă. Când o să vă întoarceți acolo, trebuie realitate ce am spus, ca la încet la pădură, finalizați la Cuza Vodă, când vă întoarceți Cuza Vodă? În cursul săptămânii viitoare o să... În săptămânii viitoare. Da, sunt de plin concentrăm să finalizăm universității. Da, și... asta era rugămintea, să ne sincronizăm, să ne organizăm așa cum trebuie. Domnul Ișma, ai spus ceva cu Saturn, ai o variantă acolo? Păi da, delegații de FIFA, așa azi dimineața la jumătate, vreau să am o discuție cu fiecare zonă și găsim varianta prin universității, că să dăm acces la ce putem dialize și dar oricum, deci în marea parte a zilei de sâmbătă va fi închis, poate chiar ziua, dar oricum, marea parte din timp strada va fi închisă. Deci rugăminte să vă organizați cum trebuie, așa cum am spus data trecută. Ați apărut domnul inginer de la asfaltări. Domnul Laurențiu, ați avut discuții cu domnul Cervinte? Ați observați lucrul, domnul? Da. Ați avut observațiile noastre? Da, fost. Da? Și ce aveți făcut? Da, domnul. Să nu iese de la universitate. Pentru că noi, de totul noi, dar după ce o facem, degeaba mai trebuie să vină. Vrem bine și o facem înainte. Deci, înțeleg că s-au clarificat acele aspecte, observații care au făcut domnul director, da? Da. Cine le-am înțeles? Noi le-am înțeles, ei dacă le-am înțeles. Am înțeles, da. Aici, pe universității, v-ați apucat în partea primării și ați frezat așa câte 2 cm la 3 zile, spun nu frezați. Aici au fost... Lucrează până 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 până. S-au înțeles. Da, nu mai am treabă. Eu nu mai am treabă, domnule. Au primat răbori. E încalțat, e încalțat. Avem pompieri și e încalțat. Se înfreza doar de la ora 4, doar la ora 5. Domnul Poliția Locală s-a stabilit un program foarte strict. Din cauza asta se frezează 2 cm pe zi. Ies, intru mașini de pompieri și nu putem da peste cap și programul lor, dar o să ne sincronizăm ca imediat după ce terminăm uzura pe prima porțiune de universității, să începem și partea a doua. Deci ne ocupăm de ei, ținem aproape. Am văzut că s-a atacat și mărea și la trotuare, da? Da, s-au atacat și lucrări la demolări trotuare, montaj bordură mare și bordură mică și executez pavaje pe Mărăști, am două echipe acolo. Mai patru echipe am care lucrează la ridicarea la cote la capaci pe strada universității și mai avem o echipă care frezează pe Bulevardul George Enescu în vederea adunării statului de bine, care va avea loc undeva săptămâna viitoare. Da, deci până sâmbătă ce faceți? Frezați pe George Enescu? Da, până sâmbătă cred eu că ajungem până la intersecția cu universității, cu frezarea pe George Enescu.
o să avem nevoie și de sprijinul celor de la poliția locală să ne ajute cu mașinile ca să putem trezar să terminăm totul și undeva sâmbătă turnăm, de fapt sâmbătă turnăm statul de jurul universității și undeva săptămâna viitoare, cred că miercuri, o să începem vinderul și pe George Enescu. Da, tot așa trebuie mai atenție la organizare. La proiectare cum trebuie viitorul de vadă, e sensul. E sensul, lucrează e sensul cu palete, cu organizare, cu sincronizare, cu semafoare, dacă aveți vreo semafoare, dacă ați avut semafoare? Avem, avem. Aveți? Da, da. S-a inventat semafoare. Da, semafoare, hai să facem să ne sincronizăm, să ne organizăm și să ne spiriezăm de la realitate. Da, alte probleme. Deocamdată. Da, deci că testul săptămânii este la universitate. Eu azi ne pregătim. Da, eu azi. Bine, azi ne pregătim cum trebuie ca să o trecem cu succes. Dar spune-mi. Dacă nu v-am vorbit de asfalt, ați spus că un proiect aveți un semânțat și iar porțiunii până treceți. Aveți grijă de porțiunea asta, mă rog, în pământ de urmă. În semânțare sau mai multe proceduri. Nu știu, tratarea terenului înainte, în semânțare, udare, ca să avem cazul. Nu, locul deja au crescut. Pentru că ce se face în nevoie, locul nu. Are atenție că acum dacă facem cu trebuie, ține peste iarnă acest iarbă, acest gazon. Dacă nu semânțăm, nu erbicidăm la timp, vom avea buriere în acele spații și nu cred că e de bine. Se lucrează cu atenție și se acordă atenție și la acest aspect. La care explicați, deci sunt zone unde la tocet de iarbă, în ordine, în altul de tuberi, să n-ați însămânțat? Ce n-ai ce? Nu, deci cu George Nescu nu s-a însămânțat toate parterele nevoate. Deci, da, universității, am văzut, am văzut, universității, am văzut, am văzut, am văzut, am universității s-a însămânțat pe etapea, deci după cum s-a lucrat. Sunt da. Diferențe și de 3 săptămâni de însămânțare. Trebuie să avem un pic de răbdare și deci, o să am văzut. Deci, universității e foarte important în toată lumea. În doi, acest grafic este pământ în cuie, domnul Mopil, da? Da. Bun. Da, ne văd. Da, mai discutăm pe pământ de apă, dar acasă. Aici, dacă nu faci cu seama, mai discutăm. Batem pasul pe loc. Sunt anumite străzi, o stradă care tot existăm, de exemplu, mă reșești. Deci nu ești gândită nici cu un milimetru față de situația trecută, adică în concepția mea, în acolo nu s-a făcut loc să fie omul ăsta. Da, identic, situația identică cu cea de-a dat trecută. Am zis fac cu tot, n-am ce stric aici, nu mai am condus de muntă. Da, deci de acolo ai, ai să trec, deci la reabilitate. Da, tot 60% de rămas la dat trecută. Eu fac cu plări, dar mai am mărășit. Fac cu plări, tot 70% de dat trecută. Da, fac cu plări. La ce ai? Conducții 9765, adică din punct de vedere... Am înțeles, v-am spus, 0 metri de concesie până în căminul de acolo. Drumul, înțeamnă, în punct de vedere... Asta lucrări care nu se văd. Dinamicii graficului... Da, dar astea sunt lucrări care nu se văd, care nu se pot concureza. Nu sunt. Apoi nu ați făcut, nu sunt. Săptămâna asta termin. Mergem și vedeți ce-am făcut. Nu, dar nu știu, spune tu. Deci eu din graficul ăsta de aici, situația identică data trecută. La metrile mea, la procente, la sarea de refacere a carosabilului. Lucrări care le-ați făcut trebuie să materializeze undeva. Unde se materializează? Păi săptămâna asta v-am spus că termin. V-am zis că săptămâna asta. Am montat cămine de apometru. Poftim? Am montat cămine de apometru. Da, păi trebuie să modific și un procent aici. Nu am modificat niciun procent. Deci hai să vedem. Răbește, da? Situația abandonată cum reușești identică. Dacă mă apurești aici, trebuie să încadrez în volumul undeva, trebuie să miști ceva. Procentul la cămini, procentul la conducte, nu se miște nicăieri. Stațiunii, victorii, mâmpării, la fel, niciun progres în afară de schimbarea dată. Păi da, dar am avut dispoziții de șantier pe care mi s-au prelungit străzile. Deci am aproape 700 de metri prelungit. Din 2 km, 700 am prelungit. Dar nu, din iar spun, nu s-a lucrat de... Cum rezultă în acest grafic, prima reușeași, cu stacțiunii de victorie, cu mărturii, nu s-a lucrat pe ultima săptămână. Așa e lucrurile în grafic, da? Cum? Deci, din grafic, nu v-ați spus stacțiunii de victorie, mărturii și
Un cămin de vani eu nu pot să raportez decât după 3 săptămâni când e stigarea, domnul primar. Ce să raportez? Puncte 2%, 3% la fiecare săptămână când vin? Dar las niște etape care vin. Ne-a da, sunt etape tehnologice care vin făcute. Ne-a aburim. Și de asta ce vorbim. Revin, la fel rămas cum am stabilit, slătioare. Slătioare fac probii, săptămâna viitoare torn asfalt, beton și asfalt pe el. Momentan fac probii pe el. Canalizarea este finalizată. Da, la fel, s-a mișcat. Nu, dar canalizarea este finalizată. Stațiunile de Victorie Magurii. Acum, 6 noiembrie. Am lucrat, 6 da, noiembrie 6... este asfaltat, da, Oituzul se termină astăzi. E finalizat, pe 6 noiembrie s-a putut. Și Oituzul termină astăzi. Astăzi o termină, mai am foarte puțin. Cărămidarilor se lucrează la branșamente. Izvoarele. La canalizare, la racorduri. Solidarități. Solidarității momentan este terminat. Avem de făcut o subtraversare sub Calea Unirii. Momentan se așteaptă. Dar este terminată, dar aveți văzut iadusarea la strada asta inițială. Dar e iadusă la strada inițială. Dar e 50%. Domnul Lasem, iadusă la strada inițială. Și zici cu 50%. Și nu e adus în totalitate. Funcțională. Noi mai avem de completat. Da, niște progrese cât de cât s-au făcut de poului, statul important unde se lucrează foarte greu. Sărcilor se leagă cu solidarității, v-am spus, mai am de făcut o cuplare cu Severin Procopovici, care trebuie să trecui prin forar, sub Calea Unirii. Platoului se lucrează la partea de canalizare, conductă principală. Florilor este finalizat. Iar e finalizat, vine 76%. Domnul Lasem, finalizat sau nu finalizat? Mai au de lucru, mai au, la refacere. Nu, avem metode diferite de raportare, trebuie. Dar ori e terminat, ori e terminat. Cu zavodul eroilor am terminat partea de branșamente, urmează acum să facem, montăm căminile de apometru. Și de turnat asfalt pentru lor și... Dar nu, când am... Nu, e zierul ăla. E avansat, e zierul la suflet. Nicolae Lagriș se lucrează la capăt. 26, deci țin foarte mult la termenul 26, m-a spus că sunt de orașului, aici a scris să mai fie niciun fel de amare, da? Și a început Dimitriu Onciu, am început o săptămână trecută. Da, la fel e o stradă importantă. Știu, dar fac să pătă. N-am niciun, fac să pătă manual acolo și cu grămadă de utilități n-am ce să... Da, dar n-am ce să fac, lucrez manual acolo atât. Am lucrat inclusiv sâmbătă seară și vineri seară. Ziua ei da. Se blochează circulația. Păi, domnul Deamă, sigur că înțeleg anumite aspecte. Chiar sunt aspectele. Ați avut foarte mare trageri de inimă când a spus conductă multă, nouă și a fost foarte mari. Acum sunt lucrări care, sigur, că nu vreți să tentanti la decontare, dar totuși trebuie să terminăm. Haideți să ne concentrăm pe străzile pe care v-am spus. Mărășești, în mod deosebit. Indiferent că v-ați spus, nu rezultă că s-a lucrat strada Mărășești. Stațiunii Victorii Mărbui. Strada Nicolae Labiș, care e foarte importantă, am spus în perspectiva circulației în zona centrală. Știu, dar Labișul mereu lucrează bine. Da, alte probleme. Nu avem alte probleme. Gheorghe Doja, când terminați căminul ăla de acolo din porț cu mincea de maschină? Trebuie săptămâna viitoare să ridică toarne asfaltul. Cam o spate de drum la circulație. Și ești în zona de căminul pe asfaltul? Mai avem căminul ăla care v-am spus pe Ioan Carfluierici. Numai că acolo o să închidem strada vreo două săptămâni, cred. Nu știu cum o să facem. Am un cămin de 5x5. Nu, da. Da, dar bine, dar ca să turnați asfaltul trebuie să faceți racordare la fiecare străduță. Bun, hai să facem strada principală și faceți racordă acolo. E important să finalizăm strada principală, nu ca pe aici, important și e, dar măcar să zicem ce fac bulevardul principal. Alea Saturn? Alea Saturn, mâine și poimâine am de făcut două cuplări. Aliasa Saturn e foarte important pentru că sâmbătă, închezând universitatea, da, se întâmplă că s-o fi pe acolo. Știu. Și s-o fi dublu sens, m-a spus poliție. V-am zis, o să încerc sâmbătă. Bine, este turnat beton. Pe... Ok, scuzați. Scuzați. Deci, ați turnat beton. Ați fost foarte ingenioși, cei care au lucrat, au fost 2-3 scânduri pe vora de cei 4 cm cât vine asfaltul. Dar odată ce ați turnat beton, înseamnă că se poate pune asfalt acolo. Chiar dacă aveți anumite porțiuni, mai aveți cu plăt. Se poate, v-am zis. De aceea, rugăminte mai următoare. 24 de ore să asfaltați porțiunile când se trece cu mașinile, pomează scânduri și mai aveți o porțiune mică pentru lucrări, pentru că trata să fie pregătită. Okay. Luați-o pe o rugăminte, dacă nu este stă în vorba altfel. Da, deci am zis să vă rugăm de nou, scânduri. Da, mod de nou, da. Și sunt acei 4 cm rămân între beton și strată de asfalt, odată pus beton înseamnă că nu mai lucrați în acea zonă de beton. Deci puteți veni cu asfalt. Nu mai lucrez acolo. Respectați procedura și rezineți cu asfaltul o dată peste tot, dar haideți aici, în porțiu,
care să un cu drumul să faceți, după care... Nu, am mâine și poimâine am închidere de apă. Cu două mâini de asfalt acolo se poate, am se înțeles. Face de traversă. Doamna de din Jandia, te-am zis jos. La astfel, scrieți obiectiv, să ieși cu noi, nu cunoașteți. Poftim? De ce? După cum vedeți, sunt de partea cealaltă mesii, da? Da, și după de la doamna zi, bun. Beneficiar. Da, deci încă o dată spun, din punct de vedere, s-a lucrat cealaltă mărșesc pe mare trecută? Slăbuți, pentru că sunt lucrări la echiparea căminilor și asta merge mai greu. Da, dar trebuie măcar două cămini, dacă erau creșteptul un procent acolo, la plajă, pe vin. Da. Deci, îndezat să dăm așa, de când tot ne pornim să o asfaltăm și tot ne mutăm pe alte străzi, din cauza faptului că nu reușim să terminăm apa și canalizarea. Pentru că vrem să ieșim cumva odată, dacă terminăm în Gheorgenescu, facem Mărășești, facem Mărești, facem Ia Eminescu, care au toate corespondențe, să avem anumite logică. Îți dăm un deamnă, te rog, concentrează pe strada Mărășești. Am vorbit și cu mergi și domnul Tura, o vine și așa. Mai am primat în traversare care cine oricum de la tărătă, nu am trebuit pentru noapte. Da, preparat într-un bine scris simplu, într-un zic mai lejer, mai avansat. Bine, domnul Tura. Chiar trist, să termin pesimist. Da, la un cel mai simplu, la școli să zicem că lucrurile sunt în ordine, la cele două săli de sport, am fost pe teren, la Colegiul Național Ștefan cel Mare au dus fermele, așa cum se cheamă în termeni tehnici, s-a zidit partea de jos, dărâmă clădirea din fosta sală de sport, în așa fel încât să putem să lucrăm conform graficului. Deci eu zic că acolo nu ar trebui să fie probleme, suntem în grafic. La cealaltă sală de sport, la complexul liceu sportiv, avem de clarificat niște lucruri care sunt pe cheltuieli neeligibile, cheltuieli pe care o să le sorte primăria municipiului Suceava, vis-a-vis de ce vă spuneam, acel stadion care a fost proiectat fără tribună și fără vestiare. Domnul arhitect, domnul Duță, a făcut mai multe variante, mai multe simulări de proiect. Urma să ne întâlnim astăzi, înțeleg că domnul director trebuie să plece undeva la întâlnire pe linie școlară. Ne vom întâlni zilele următoare să dăm un ok pe varianta finală a vestiarilor, dacă le facem sub tribune sau încercăm să facem la subsolul unei din clădirile apropiate de liceu, de terenul de sport, în așa fel încât să fie omologat terenul pe care îl facem, atât din punct de vedere al suprafeței de joc, cât și al utilităților, gen tribune și vestiare pentru jucători. Revenind la străzi, lucrul cel mai important, aș putea spune, și vreau să cred că este un grafic serios și profesionist, urma discuțiile avute cu cei de la Victor Construct, cu reprezentanții firmei de la Botoșani, având în vedere faptul că ei sunt liderul asocierii, ne-au dat astăzi un grafic de executarea lucrărilor la podul de pe Stereo Suceava de la Iscani, în perioada 1-31 iulie. Probabil că în cea mai mare parte din timp va fi închis podul și vom găsi variante auxiliare, alternative de circulație. În primul rând mă refer la strada Gheorghe Doja, care urmează să fie terminată, sper, cel târziu până la sfârșitul lunii mai, în așa fel încât să avem o stradă pe care să putem circula între Burdujeni și Iscani sau între Iscani și Burdujeni. La fel este porțiunea de rută ocolitoare dată în funcțiune, în așa fel încât traficul greu să nu mai fie nevoit să meargă
meargă prin Ițcani. Dar vom anunța acest lucru din timp, vom face anunțurile necesare, vom face organizarea cu poliția rutieră, vom afișa aceste variante alternative de circulație. Deci foarte important și ar fi bine să fie așa, perioada 1-31 iulie, pentru că de regulă în luna august, așa cum se știe, vin cei care lucrează afară pentru că sunt concediile în vest și atunci orașul este mai aglomerat. Cât privește celelalte lucrări, rămâne testul și examenul săptămânii, strada Universității a ieșit relativ bine la primul strat care s-a turnat acolo, binder, așa cum se cheamă el în termeni de specialitate. Specialiștii din primărie au mai avut niște observații, au fost la fața locului împreună cu inginerii de la firma Victor Construcție care toarnă asfaltul. Sper să le corecteze la ultimul strat în așa fel încât să iasă o lucrare de calitate 100%. Deci este testul de sâmbătă, vom aduce la cunoștință din timp, de miercuri vom anunța în mass media și toți cei interesați din zonă că în ziua de sâmbătă va fi închisă strada Universității. Încercăm să găsim o variantă de circulație pe strada Saturn, în așa fel încât să avem un acces la complexul comercial Zimbru, la centrul de dializă, sediul poliției municipiului. Dar fac un apel la cetățenii din zonă, la comercianți, să ne înțeleagă în așa fel încât să putem face o treabă de calitate pe strada Universității. Din păcate, pe strada Cuza Vod încă nu s-au corectat acele erori care au fost data trecută sesizate. Urmează, mai au o bucată de asfaltat acolo să finalizeze strada și să corecteze ce este de corectat pe strada Cuza Vodă. De asemenea, s-a început și strada Mărești, tot în cadrul acestui proiect. Iată că asfaltăm George Enescu, Mărești, mai departe Mihai Eminescu până în intersecția la Centrul Cultural Bucovina, până unde practic se intersectează cu asfaltul celălalt turnat pe proiectul european de modernizare a zonei centrale. La fel de important este și strada Mărășești, pentru care insist și am ajuns la proiectul de apă și canalizare, suntem blocați din cauza proiectului de apă și canalizare, cu toate justificările firmei Pfeiffer, din punctul meu de vedere al dinamicii, săptămâna trecută nu s-a lucrat sau s-a lucrat foarte puțin pe strada Mărășești, suntem interesați să introducem în asfaltare și strada Mărășești, pentru că așa cum estimăm, în luna iunie să ieșim pe Bulevardul George Enescu, să facem strada Mărășești, Mihai Eminescu, să terminăm cumva zona centrală, după care să mutăm în alte zone, cum ar fi zona Traian Voia, Cernăuț, Alexandru Grigore Ghica, dacă discutăm de proiectul european. Sper că acest lucru se întâmple. Sunt multe, batem pasul pe loc la apă și canalizare, asta este situația. Este o situație de înțeles, dintr-un punct de vedere al constructorului, nu a noastră. Deci ei au avut o mare eficiență atunci când au întins conductele, când au făcut, eu știu, căminile, acolo unde valorile lucrărilor sunt foarte mari. Acum au rămas lucrări care sunt miticuloase, aceste branșamente, care au valori foarte mici și, sigur, constructorul încearcă să facă lucrări mai departe de extindere, de pus conducte, să aibă ce facturați, să încaseze bani. De aceea, ceea ce se zizam în un aspect pe strada Mărășești și nu numai, pe Victoriei, pe stațiuni, Măguri, în cartierul 8, la fel lucrurile bat pasul pe loc. Ați văzut că în afară că au modificat prelungirea datei de ordinul de executare a lucrărilor de la 30 mai la 30 iunie, alt progres nu am constatat eu cel puțin pe aceste străzi în cartierul Opcini. Vom sta pe capul constructorului pentru că nu avem cu tot, trebuie să scoatem la capăt. O stradă foarte importantă este strada Nicolae Labeș, care trebuie terminată până data 20 iunie. La fel se lucrează în zona centrală, pe Dimitrie Onciu, Curtea Domnească, la fel o zonă foarte aglomerată, mai ales că suntem în zona Pieței Mari, unde știm că este o circulație foarte mare. Și la fel, termenul este 26-a, corelă, dacă vreți, cu zilele orașului, sper ca constructorul să țină de cuvânt să finalizăm aceste lucrări pe data de 26-a. Sigur, și pe celelalte străzi, dar v-am spus una din cauze, datorită că batem pasul pe loc, valorile mari ale facturilor, mă rog, sunt pe terminate, urmează aceste lucrări mai meticuloase, branșamente, care au valori mici și care implică mult mai mult în muncă și se cunoaște și mai puțin în realizările dinamice pe care noi le urmărim săptămână în săptămână. Ieri a fost licitația pentru autobuz. Da, o să vă fac conferința de presă de mâine concret, mă rog, situația
licitații de la aceste 5 autobuze electrice. Urmează ca comisia să evalueze ofertele și sper ca din cele de urmă să avem un câștigător în așa fel încât să aducem cât mai repede aceste microbuze care sunt așteptate de SCV. Revine totul pentru casa ta. Da, ne-am reîntors să mai avem de povestit un pic, nu foarte mult. Cert este că avem câteva breaking news-uri pentru dumneavoastră, adică nu știți, nu, deci dacă vă uitați un picuț așa printre, citeați printre cuvintele primarului, v-ați dat seama că totul este absolut sub control. Spre exemplu, la un moment dat a fost întrebat ceva de căminile de vane, de undeva de pe Mărășești și așa mai departe, am tras concluzia, era un domn Munteanu, cum îl cheam pe ăla de la Pfeiffer, dar omul care, așa, am tras concluzia, urmează domnul Ceași, domnul Florin. Sunt niște lucruri ascunse, asta nu aveți de unde să înțelegeți. Nici domnul primar nu... Am cum n-am. A aflat probabil Tocmai că vreau să spun că în 2016 o să fim o chestie faină. Adică în 2016 o să avem în loc de rețea apă, canal, pe lucrări subterane și mai departe, o să avem ce? Metrou. Deja... Urmează cu... Deja un cămin de vane pe Mărășești a fost transformat în stație de metrou. Știi? Deci era o chestie decât de proiectare. El, pentru că era mult prea mare, putem să-l facem în stație de metrou. Încă o dată, vă rog, dacă se poate. Deci Mărășește, evident. Deci asta este surpriza surprizelor. Cealaltă pe care iarăși am identificat-o cu stadionul, la stadionul ăla care s-a făcut stadion, dar fără vestiare, am auzit că încearcă domnul primar să facă ceva, îi dăm o sugestie, dacă se poate. Deci putem face acolo, problema se rezolvă foarte ușor. Două rulote, second hand, și avem parcate unde vrea mușchiul omatale, racordate sau nu la apă, are și bude ecologice, pe de o parte, vestiarul e tot timpul cu tine și când mergi în deplasare și când mergi și rogi acasă, adică vestiarul e peste tot acasă. Băi, deci se rezolvă simplu, eficient și cu asta... Putem să-i spunem domnului primar că varianta de a construi un vestiar în Șcheia a căzut, că am făcut aici o dezbatere și am spus că în Șcheia nu este ok, dar cu rulota este perfect. Nu, rulota deci e varianta cea mai bună, da. Domnul primar, dacă se poate, adică mâine conferință de presă, tare bine ar fi dacă ar spune, am rezolvat problema rulotelor, am primit totuși o sugestie și ne-am pliat pe ea, este bună. Acum mai e încă o chestie. Deci au venit călușarii în Suceava. Da, tot era... pe loc, să răsară busuioc. Deci cam asta era cuvântul de batem pasul pe loc. Păi, dar pe ne interesează chestia asta? Vă interesează, domnul Florin, chestia asta? Ați observat că deja discursul domnului primar s-a modificat oarecum, în sensul că hai să ne organizăm. S-a prins becul, până acum era un întuneric. Este vorba despre organizare, da? Ne vom organiza de acum înainte. De altfel, domnul primar a sesizat în ultimele săptămâni că este o lipsă de organizare. Probabil între timp și-a dat seama și cine ar fi trebuit să organizeze. Și cine ar fi trebuit să prindă becul? Și cineva până la urmă l-a prins. Adică dar promisiunile făcute în această dimineață sunt de natură să mă mulțumească. În serios? Sensul, da, în sensul că în luna viitoare, sigur, totul va fi bine. Tot pe loc, tam, călușoare cu bota, știi, cu așa. Deci, acolo suntem. Poftiți? Deschidem orașul. Deci nu avem, nu suntem vizionari. Bă, deci se întâlnește asfaltul din deal, cu asfaltul din vale, cu asfaltul de pe lateral, cu asfaltul, bă, se întâlnesc toate asfalturile astea, care este de o calitate excepțională. Și cu drumuri, și cu parcări, și cu iarbă, și cu terenuri de golf, și cu băi, deci se întâlnesc niște chestii în Suceava asta. Deci voi vă dați seama, nu, realizați, dragi suceveni, deci realizați că trăiți într-un paradis. Bă, nu vă dați seama, nu realizați acum, dar o să realizați. Deci vin zilele Sucevei. Cum nu vin zilele Sucevei? Păi, dar cum, dar operațiunea Sarmaua nu se mai face? Poftiți? N-aud. Cum ceva cu ochelari? Bă, frate.
Deci dacă se poate. Deci vin zilele Sucevei care să fie fabuloase, extraordinare, frumoase, dar asta la momentul potrivit. Până atunci însă am văzut. Deci avem metroul la Suceava, pus problema parcărilor, am rezolvat-o, adică parcărilor de astea cu zi, cu vestiar, le-am rezolvat-o. Da, și veselie, așa, da. Și veselie multă, pentru că la noi este tot pe loc, pe loc. Dintr-o dată v-ați dat seama, tonul, mimica feței deja a fost alta. A venit soarele la... Nu mai era supărare, tot era sub control. Tot în regulă. Adică sunt nemulțumit, dar totul în regulă. Nu sunt în grafic, dar... Doar domnul de la, trebuie să observ, doar domnul de la Pfeiffer avea tonul ușor nepotrivit, în sensul că încerca să dea explicații. În rest... Da, omul a ținut-o și ăla de la Pfeiffer. Băi, deci ăla de la Pfeiffer a ținut-o un picus. Bă, nu poți să dai, deci o știre, înțelegi? Oamenii lucrează, se completează cu tare, e o știre. Cum să spui că, băi, am încercat să fac, știi, e ca ăla. Băi, deci ce-mi plătești? Un ciorap. Și ce-o ieșit? O cașiulă. Știi? Deci și ăștia, băi, încearcă să facă niște rețele, decât subterane, ascunse. Și că da, de-aia, ne-a prins la... din cum. Avea, deci cel de la Pfeiffer, la un moment dat, o zis că lucrăm la niște chestii ascunse. Lucrări ascunse, avem lucrări ascunse. Băi, da? Despre asta vorbeam. De-aia ne-am prins, știi? Am zis, bă, dacă sunt lucrări ascunse, clar metrou. Subterane, clar metrou. Că n-are ce. Bă, ce să faci de sub? Altfel... Buncăre. Nu, clar, metrou, știi? Altfel nu putem interpreta nici într-un fel. Cum adică sunt tot felul de lucruri ascunse, subterane. De metrou. Metrou, da. Deci atât. acolo, vezi? Peronul pe bandă de-a dreapta. Dar am putut observa de asemenea promptitudinea cu care domnii de la Victor Construct au venit și au satisfăcut nevoile de informare ale primarului localității, au venit cu graficul la zi, perfect. A observat, de altfel, domnul primar, acolo a spus un grafic așa perfect, nu am văzut de mult. Jamais, niciodată. Nici nu au avut ce să mai discute, de altfel, propriul grafic a fost prezentat direct domnului primar în mână, ca să spun. În mână, așa. Cum în mână, sigur că da. Așa. I-a fost prezentat, sigur că de... Și da. Cei de la Victor Construct și-au putut lua liber, fără probleme. Adică pentru că au mers mult prea tare, adică eu am totuși o sugestie pentru cei de la Victor Construct, mai încet un picuț cu lucrările. Riscați foarte tare să vă dea radarul, să vă prindă. Nu, să știți, se descurcă ei singuri cu lucrările. Important cu graficul. A, cu graficul cum? Totul este în funcție de grafic. Hai Suceava, lopta cu avânt, cu el ane... CSM Suceava pe vremuri, imnul Sucevei. Bă, dau o sugestie. Acum încercați să găsiți varianta pentru botoșani. Pentru... A? Da. Botoșani. În sensul că la Botoșani avem echipă de fotbal. Nu vă gândiți despre locația de la intrare în Botoșani. No, deci de la ieșire. Sau la ieșire. Mă rog. Unii intră, alții ies, fiecare. Depinde, fiecare. Deci mâine o să aveți știrea știrilor, spus evident de către primarul municipiului Suceava Ion Lungu, despre ce? Despre călătoria cu autobusul de cât electric. O avem și noi în pagina a doua din monitorul și spunem așa de cât. Peronul pe partea stângă. Băi, deci deci care e ideea până la urmă? O să fie un punct de atracție, că asta este. Deci o să fie un punct de atracție. Spre exemplu, decât dacă merge la Budapesta, ăia te plimbă acolo cu autobusul pe decât Dunăre. Înțelegi? Adică autobusul merge pe roți, coboară în Dunăre fără să meargă pe platformă, să plutește un picuț. Așa și aici. Băi, deci mergi cu autobuzul electric și dintr-o dată... Nu-i! Unde-i? În rețeaua subterană, frate. Înțelegi? Acum, dar ce mai faza cea mai tare cu alimentatul e alta. Metrou. Păi noi știm de autobuze că sunt electrice. Se alimentează de la soare, de la are, merg cu panouri care se orientează, care de alea, înțelegi? Băi, dar ce te faci cu ce alimentezi metroul ca să fie ecologic? Ce aveți, credeți că nu știu să se orienteze și domnii de la noi sau cum? A, nu se orientează, cum să nu se, foarte bine chiar. La metrou, cu ce alimentezi, frate? Păi dacă merge pe aceeași rețea cu canalizarea, la ce se face? La biogaz, băi, că este ecologic. Ca să nu ne mai atâta, știi? Cam găsit soluția și pe asta. Lucrează la corelarea proiectelor, nu? Unde acum face ca să poată unde trece biogazul. Unde stațiile de pompare, de alimentare. Dar referitor la subiectul autobuzelor electrice, trebuie să observăm responsabilitatea pe care o are presa în aceste zile, pentru că așa cum ne-a obișnuit, domnul primar din presă va afla rezultatul licitației. Absolut sigur că da, clar. Și atunci, colegilor din presă, vă rog să fiți extrem de rezonabil și responsabili.
vizibil și foarte rapid ca să afle, da, să afle și domnul primar să afle la timp rezultatul licitației. Nu o să ne dăm seama, nu o să știm, adică da, sigur. Microbuze cu aer condiționat ofertate la licitația de dotare a TPL cu 5 autovehicule noi. Vedem și imagini cu, cu microbuzele. Eu am o singură întrebare, doar au certificate de înmatriculare? Adică pot fi înmatriculate ca să poată să circule pe... Că am este avut o, altă, o, este o altă etapă. După ce vor fi cumpărate, vom vedea dacă au sau nu. Sau o să aibă la un moment dat, pomenești, da, o să aibă de-alea, o să cheamă alea, o să aibă drone, o să ridice, știi? O să facă din, cu drone deasupra, cu orice e posibil. Alternative de trafic pentru închiderea stradei universității de sâmbătă dimineața. Cum alternative? Nicio alternativă. Care e alternativa de trafic? Nicio alternativă. Păi nu este nicio alternativă, păi altfel am putea crede, da? Că putem merge la Fălticeni, dar nici la Fălticeni nu putem merge pentru că acolo e... Da? Deci nu, deci la Fălticeni nu mai... Deci care merge la Fălticeni să pregătească pentru ce? Pentru, mulțumim din inimă, cui? Cui trebuie? Cum? Tot pe loc, pe loc, pe loc și într-un anume loc. Cu drona. Mai nou cu drona. Deci îți iei o două, știi, dronele și... mergi ca... Și aeroportul înspre Botoșan, deci... Baronul de Munchenhausen, camera, da? Parcă rezidențială amenajată de municipalitate în cartierul Burdujeni. Ca să vedeți o altă știre. Păi, deci sunt știri peste știri. Deci se lucrează în orașul ăsta, în municipiul ăsta se lucrează, adică aveți impresia că nu se face nimic, dar se face și subteran sunt, în special de super tare, da, lucrările ascunse, nu subterane, vă rog frumos, ar putea să interpreteze. Deci unde vor fi? Primele parcări rezidențiale asfaltate... în zona Cuza Vodă 1, unde săptămâna trecută se lucrează în apropierea școlii gimnaziale 10, dar și pe terenul din jurul bisericii acoperământul Maicii Domnului de pe strada Mircea Damaschin. Deci ați primit răspunsuri, vedem. Ca să nu mai ne, da, că n-avem, că alea, că nu sunt. Sunt, deci se gândesc de parcări decât rezidențiale. Luăm și noi o rezidențială publicitate, după care ne întoarcem și mai povestim. O să vedeți imagini incredibile, incendiare, senzaționale. Cu cine? Cu aeroportul. Publicitate, revenim. Pentru casa ta. A, suntem din nou împreună cu dumneavoastră și pentru că v-am dat deja o temă, subtitlul senzațional, evident, o să vedeți ce înseamnă, ce va însemna aeroportul. Avem cel puțin două imagini pe care o să le dăm așa decât în paralel. Ia să vedem cum putem să facem chestia asta. Cum să nu putem? Ce grea e, mai frate. Deci avem atâta, nu? Se poate așa? E bine așa? Ia să vedem. Ce vorbe! Dacă ridicăm un pic mai sus, senzațional! Deci ăsta este. Blocăm imaginea un picuț, putem? Până nu cade ziarul. Bă, și mi-am tăiat unghiile pe chestia asta. Băi, frate, ca să fiu tot în regulă. Ne? Bun, blocat. Stop, imagine, nu, nimic. Nu? Hai, nu, ca să povestim un pic pe chestia asta. Deci, povestim de ce. Aeroportul, ce ați văzut dumneavoastră acolo, sunt... bonsai japonez lăsat să crească. Nu l-a fost, deci nu, deci știți, nu mic, nu. Deci bonsai japonez lăsat să crească. Acolo ați văzut aerogara, acolo unde vor sta avioanele. Aerogara este, bineînțeles, aproximativ egală, aproximativ cea din Heathrow din Inglaterra e aproape egală cu cea de la aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. 1 august este data când se va da drumul. Cel puțin imaginile sunt reprezentative. Pista, știți că e gonflabilă? Nu, flexibilă, cum e aia? Nu e elastic. Elastic, băi, frate, deci m-a luat. Deci nu, din cauza, deci eu sunt prins de eveniment și sunt atât de, știi, entuziasmat și atât de fericit și optimist și așa, deci că m-a luat cu gonflabilă. Eu rămân uimit la modul în care reușiți dumneavoastră să prezentați atât de distorsionat lucrurile. Sunt distorsionat? Sunt de-a dreptul oripilat, aș putea spune. Adică, dar ce am distorsionat? Mă uit aici în obiectiv și văd fotografii cu lucrările ieri. O, ce nu, asta sunt niște răutăți, asta sunt niște răutăți, asta este, era vremea urâtă și n-au ieșit foarte clar pozele, că nu e adevărat, nu. Deci asta e decât niște răutăți. Aici, de fapt, e un altceva, e un basorelief acolo, deci nu e o lucrare de putare. Și ceea ce vedem acolo cu așa, cu niște piste, cu niște tractoare care se plimbă pe pistă, de fapt erau niște tractoare la Arad, pe o parcelă vecină. Deci nu, n-are. Treaba e așa cum în poze, adică arată ca în poze. Va arăta. După ani și ani,
Ba da, sigur că da. Cum n-arată? Arată. La fel ca și stadionul nostru. Ce stadionul nostru? Nu ăla fără vestiare și fără budă. Nu ăla, frate. Nu, deci stadionul nostru care va fi undeva, stadionul ăla frumos, știți, prezentat de primar. Vă aduceți aminte, nu? Cum făcea așa. Stadionul ăsta, sunt imagine. Deci ne-am inspirat de Allianz Arena, din sau când München. Când au spus că termină lucrările? La aeroport? Da, în 1 august, nu? Așa. Fără precizări suplimentare. Nu, anul. În care, anul și 2015? Cât, după un an și câteva luni, deci, stadiul lucrărilor care este 61%. Sugestia noastră, nu? Este ăia de la Tarom. Dacă cumva și-au pus în plan să vină cu prima cursă pe 1 august, zic eu să încearcă o cursă decât fără pasageri. Pentru că am senzația că o să vină și o să se învârtă și o să aterizeze la Iași. Dacă îmi permiteți și o sugestie constructivă, da? Având în vedere subiectul de bază după comandament, eu propun o corelare, rugați pe domnul primar că dumnealui se pricepe la corelarea lucrărilor, o corelare a lucrărilor, astfel încât aeroportul din Suceava să nu fie dat în folosință înainte de a se definitiva lucrările la stația de metro aeroport. Nu, dar el lucrează acum la traseu. Traseul, o compatibilizare, lucrează, vă rugăm frumos, a lucrărilor. Deci s-au compatibilizat. O compatibilizare a lucrărilor, astfel încât... Știu că lucrările ascunse, stația, da, noi nu le vedem. Acolo, noi vorbim despre lucrări ascunse, noi nu vedem nimic. Metrou, clar, va fi linie de metrou, va fi linie de metrou cu stație, sigur că da, linia de metrou e aproape definitivată, stația urmează acum în curs, numai că pe bază de cămin de vane... Știu că sunt discuții importante dacă peronul să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Nici nu are importanță. Ba da, are importanță, că știți la un moment dat ce important era... Deci dacă nu e pe aerogară stația, e în regulă, să nu fie acolo, că e o lucrare mai amplu. Să fie persoane, sunt stângaci... Să iasă cu stația pe pistă sau sub pistă, știi? Deci măcar atâta. Să sperăm că nu, știi? Dar sunt convins că specialiștii de la Pfeiffer vor face lucrările așa cum trebuie, iar domnii de la Victor Construct în mod sigur vor veni cu graficul perfect. Absolut. Da, și la în cazul în care va fi stația cumva de genul ăsta, există soluții, pentru că domnii sunt convins că o să se inspire la aeroport de la Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, care este decât la Paris, unde decât pe autostradă trece pe dedesubt și aeroplanul merge pe deasupra. La fel nu am reușit să... M-am uitat atent chiar la fotografie, nu am reușit să văd care este zona de pavele. Ai? Cum? Nu, dar n-ați observat, nu v-ați uitat cu atenție. Ea era deja înierbată. Zona. Deci dacă vă uitați, toată zona înierbată, ce e ierbată aici, e pe pavdealea care sunt decât hexagonale. Pe suport de pavele, nu? Da, bineînțeles, pe suport de pavele. Evident. Și în timpul liber, acolo spuneam, se pot face bungee jumping, de alea care să faci sport, pe pista elastică și uite, vezi, o chestie la care nu ne-am gândit atunci, dar sunt absolut convins că s-au gândit cei care lucrau la chestia asta, la aeroport, acolo va fi și un teren frumos de golf. Că unde? Pe ce? Pe găurile... unde iarba, din pavele, unde iarba va crește și vor fi găuri cu nemiluita. Știi că o să aibă problemă ăștia cu la golf, știi că acolo e treaba cu unde dai că mingea la, sau mă rog, cum se cheamă aia, la gaură. Știi, o să aibă problemă, că o să fie tare multe. Dar până atunci, mă rog, o să... Care golf, cu care golf? 4 sau 5? Hai că nu, că deja am intrat, știi, adică oamenii vor să facă și uite, despre exemplu, drumuri și poduri. Drumuri și poduri, decât dau un titlu, deci nimic altceva. Datoriile totale ale Societății Drumuri și Poduri au scăzut în 3 ani cu peste 60%. Da, dacă citiți atent în articol, veți vedea că au mai rămas 12 angajați ca 11. Să scadă, sau 11 ca să scadă cheltuielile salariale. Da, bun. Așa, da, bun. Da, că și nu mai este rentabil să lucrezi în sumbatele prize, pentru că ai fi crescut datoriile societății. Și toate astea explicate de drumarul, cel mai dintre drumari, care se pricepe, care știe drumul, Eugen Cerigan, care e administrator decât special. Special nu-i administrator. Primarul și un preot din urmă săltați împreună cu interlopii din Folticeni într-un dosar cu prejudicii de peste 3,5 milioane de euro. Tocmai era primar, deci de ce eu săltat împreună? Ăsta e titlul. Zic anchetatorii că au făcut mai puțin de 70 de perchiziții, de care 56 pe raza județului, peste 40 de persoane fiind aduse ieri la DIICOT pentru a fi adăugate într-un dosar de contrabandă. Era vorba adică de țigări. Ceea ce suspectez eu că s-a întâmplat la urmă a fost altceva. Primarul, pentru că a simțit ceva miroi, deci omul obișnuit creștin a plecat la preot să se spovedească, frate. Înțelegi? Și a săltat pe amândoi pentru că omul era, știi, la spovedire. Și când a venit, n-a mai întrebat de cotul ce și cum. De-aia cred că s-a întâmplat și cu preotul, presupun că a fost o greșeală, în sensul că, de fapt, oamenii la perchiziție au mers după miros și au confundat mirosul de tămâie cu mirosul de țigări. Da, și au zis, asta, bă, frate, se poate, da. Probabil da. Preotul, doar, dintr-o eroare, prin greșeală, că altfel nu puteam să... Poftiți? L-au confundat cu Batman.
Da, sau domnul Comoda cu Bea. Acolo e altceva. Deci, cât despre domnul primar, nici nu avea, altă șansă acolo, pentru că el lucrează în folosul comunității. A și comunitatea lucrează în folosul lui. Și cu majoritatea din comune erau deja la cercetări, el nu putea să rămână acolo. Sigur, mergem întregim familia, marea familie, da? Așa, și l-a dus și preotul acolo ca să aibă unde să așa și să mai facă și totul. O binecuvântare, o slujbă de alea. Reluarea lucrărilor la magistrat de gaz natural Pojorâta Vatra Dornii revine în atenția autorităților locale. Adică lui Cătălin Ioan Nichifor, care este președintele CJ Suceava. Am solicitat, spune domnia sa, pentru că e de cât nouă, ministrului GRA de la Energie să-și delege reprezentanții să vină la discuții privind reluarea lucrărilor la magistrat de gaz Pojorâta Vatra Dornii, spune Cătălin Nichifor. Dar noi mai facem câteva precizări pe care tot le găsim în acest articol. Zice că așa, pe chestia asta cu gaze, nu știu ce, 61 de localități din Suceava au fost nenorocite de către președintele CJ pe atunci, Gabriel Mârza, bineînțeles și cu un director pe vremea respectivă, pe numele lui Cătălin Nichifor. Habar n-am dacă este aceeași persoană sau nu, nu știu, dar știu că era la vremea respectivă și pe lucruri de astea europene. 61 de localități au o mare problemă financiară. Lance, vârf de lance, este Câmpul Lungul Moldovenesc, care deja a fost executat de ANAF. Eu asta aș fi vrut să aud. Ce a făcut, spre exemplu, președintele CJ, Cătălin Ioan Nichifor, pentru cei de la Câmpul Lung, care au o mare, mare problemă. Și vorbim acolo de alegători, de comunitate, vorbim de cetățeni ai municipiului, vorbim de cetățeni ai județului, de cetățeni, până la urmă, ai României. Vor face ceva? Hai să răspundem simplu. Nu. Cred că trebuie să ne luăm rămas bun, pentru că deja timpul trece regimentul 10. Domnul Cotos, ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem săptămâna viitoare. Când realizați că săptămâna viitoare nu o să știți, când o să intrați în Suceava, o să aveți o revelație și nu o să știți, domnule, de unde am venit, ce se întâmplă. Deci asta am greșit locația. This is Frankfurt? What is this? În orice caz, sper să vin într-o localitate unde soluțiile au fost găsite de cel mai important funcționar public de acolo. Din Rădăuți. Da, eu vin din Rădăuți. Dar problema rezolvată, domnul. Va fi rezolvată problema de către domnul Fluturi. A plecat domnul Gabriel. Gabriel a plecat. Ce vorbești, băi? Deci... Și sper că... Sper, sunt convins că lucrurile vor fi rezolvate. Bă, rog, nu mai folosim. Și săptămâna viitoare când voi veni, într-o Suceavă nouă, Suceavă... Modernă. Nici eu nu-mi închipui acum. Încerc. Ce vorbești cu universității asfaltată și cu Dungi? Și cu... Sper să aflu de la dumneavoastră care este traseul alternativ să pot ajunge aici. Șoseaua de centură. Șoseaua de centură. Drona. Șoseaua alternativă este drona. Trebuie să ne cumpărăm câte o dronă să putem veni ușor, pentru că devenim cu siguranță un mic fălticeni. Cam atât vreau să vă spun, o zi frumoasă, zile frumoase în continuare, la fel și dumneavoastră, dragii mei, zile frumoase. Noi ne vedem și mâine, rămâneți cu programele noastre, rămâneți cu Bucovina TV. O zi mai supărată astăzi, prin prisma temperaturilor decât cea de ieri, adică undeva 24-14 maxima și minima. Se pare că cei de la NME spuneau ceva de genul că există o atenționare în care intră și județul Suceava, să mă rog, nordul Moldovei, zic ei, o atenționare de vânt, ploi, descărcări electrice, grindină pe alocuri, deci există posibilitatea să se întâmple și așa ceva. Ziua de grație de astăzi, decât de marți, decât de cât o fi a 26 mai. Ne mai vedem și mâine mai povestim, încercați să vă faceți spălătură curare, până atunci însă nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel, luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!